Așa mai îndrăgostești și nu mai... Cum sunt femeile din ziua de azi? E și brele, și oace, și șmechere, și de tot. De ce sunt așa? E, mai se duce cu altul, mai... Dumneavoastră, ați avut problema asta cu soția? N-ați avut? Nu, n-am. Dar dumneavoastră, v-ați mai dus stânga-dreapta? Mai m-am dus, da. Mai m-am dus, că așa e, am plecat pe la muncă, de pasăr, mai... Așa e bărbatul. V-a prins soția? Nu. Și față de femeile astea cu care vă mai întâlneați, făceați gesturi romantice? Făceam, da. Păi dar cum? Păi cu ele, da, dar cu soția nu? Păi nu, că ea sunt sătul, da, mea. Dat-o și... Am înțeles. Dar acum mai aveți pe aici, pe zonă, vreo altă... Acum nu, pe aici nu. Nu, am fost plecat pe la muncă, în deplasări în asta. Și cu amantele, să le spunem așa, erați mai romantic. Da, da. Mai romantic. Da, mai ales scoteam cea la un bar, știi cum e. Dar bine, pe mine merita, adevărate. Adică? Frumoase, corp ca lumea la ele. Da. Ați fost o fire romantică sau nu prea? Mai mult pe acțiune sau ați fost și cu flori și cu cine romantică? Cu flori? Da, nu. Nu e genul ăsta. Treceți mai repede la acțiune? Nu, la acțiune. Dacă e cazul când mă coastă, îmi ia cu alea și gata. Dar nu cu flori, cu... Cu bandul dumneavoastră? Da. Roman. Când stai câte o lună de pasăre de muncești, te duci, treabă că 50 de lei, 100 de lei, ia cu alea, lasă-mă să fac plăcerea. Dar bine, femeie ca lumea, nu orice... Una care merită să-i dai bani. Dumneavoastră mai pupați icoane? Eu zic după mintea mea că da, icoane sfinte, deci de la tata părintele, și nu vă supărați pe mine, deci de ce parte a venit? De la chinezi. Că am înțeles că, deci, cât e România noastră, deci țara de mare, la ei e un oraș. Da. Nu știu dacă, să nu mă înțelegeți greșit. Așa. Și ei e ca viermie. Ca viermie, Doamne iartă-mă. Chinezi ăștia. Da, domnii chinezi. Noi românii mai fătăm și noi. Mamă, Doamne. Dar nu în halul ăsta. Auzi, mai naștem și noi câte 2, 3, 4, hai zi. Hai că și mama mea cu tăticul meu au fost în 5-6 copii. Dar pe timpul lui ăla, la altul, lui Ceaușescu, Raposatul. Dar eu, uitați că eu am făcut decât un singur copil. Și Dumnezeu să mă ierte că, de, știți dumneavoastră, mai dai și afară. Avort. Așa, da. Ne iartă Dumnezeu? Ne iartă. Ce să facă? Pe lumea alaltă zice că îi mâncăm. Ce știu, noi ca femeile, nu bărbații. Că... Cine îi mâncăm? Pe avortatul, aia care îi avortăm. Îi mâncăm pe... Da, zice, da, femeile zice că... Acum eu știu ce o să fie, domnule, nu vă supărați. Atunci ce o să mâncăm? Vedeți-mi, dă virul. Cum vedeți dumneavoastră spiritele astea rele? Spiritele rele, cred că începe să se îmbunătățească și ele. De ce? Cred că fac rău pentru că le-au făcut rău. Mă gândesc eu. Da, da, da. Adică eu dacă aș muri, că mi-aș da una în cap degeaba, probabil că spiritul meu din mine ar face rău și în jur, pentru că mă gândesc eu că devine... adică nu o să știe persoana. Deci, acum noi ne recunoaștem, să zicem, cât de cât așa, dar după aceea nu o să, când mor, nu o să mai știu care. Și devine așa, deci chiar câteodată mă rog ca să nu facă rău. Deci merg la biserică și zic, dacă ar fi așa, zic Tatăl nostru și zic să nu ne facă rău, să ne ajute. Cum o să fie nou an școlar cu mască? Ai văzut un nou regulament? Sincer. Dacă îmi pun masca, am probleme cu respirația, știți? Și dacă îmi pun masca, nu mai pot să respir. Și în cazul ăsta nu o să pun masca. Nu. Era mai bine online ca până acum sau școala fizică asta? Sincer, la orele online n-am intrat. De ce? N-am avut telefon. Da. Și e mai bine acum să te duci fizic la școală, să te întâlnești cu colegii? Sau? Colegii, da. Stai să văd, cred că mi-a dat aia mesaj să intru pe online, domnul. Ai vezi că ai telefon? Pe nou, că ăsta nu e al meu, l-am găsit acum, în contaie. Mai ajută la ceva școala în ziua de astăzi? Școala? Ajută mult. La ce? Ne dă curent și lapte. Mergem acolo. Da. Altceva nu e bună școala? E bună, sincer, chiar e bună. Luăm alocația. Dacă nu mai mergem la școală, nu mai luăm alocația. Purtați mască? Credeți că e utilă masca? Adică pentru să fie utilă. Dacă eu nu mă simt cu nică. Eu beau și mănânc.
Și mască? Tării, tării. Mască pentru ce? Auzi virusul ăsta? Nu mi-e rău, nu mă simt rău, nu nimic. Deci v-a dat-o primarul și ce faceți cu ea acum? O punem când intrăm în magazin. Atât, nu? Atât, atât. Alta mai aveți pe acasă? Da. Mai aveți pe acasă? Da. Și noastră folosiți masca? Nu prea folosesc pentru că nu suport masca, că eu mai mult mă mănânc în nasul din cauza ei. Nu pot să suport. Păi nu le pupa pe fiecare zi. De ce, doamne? Păi le pun și odată, duminica, vinerea. Păi, atunci eu ce să fac, domnule, să nu mai spăl niciun vas, să nu mai fac nicio oală de mâncare, decât să pup la ecoane. Nu, cred. Știți care treaba mie îmi face rău în Sfânta Biserică? Îmi face rău lumânările. Deci mirosul ăla de lumânări. Dar în casă mă închin. Uite, e soțul meu, bărbatul meu. Eu îl ia somnul, înțelegeți dumneavoastră? Îl ia somnul și îl închin eu. Ca pe copil mic, îl închin eu. Ei, eu până ce nu pot să intru în pătulețul ăla al nostru, până ce nu fac rugăciune. Dar credeți în puterea icoanelor? Credeți, nu? Da. Și în toți sfinții. Mai ales, Doamne iartă-mă, haide, capul meu. Nu, sunt... Dar e posibil ca asta să stea pe o icoană din aceasta și noi să-l luăm de pe icoană? Sau nu se poate așa ceva? Ce posibil? Posibil că vine niște care, nu vă supărați că nu pot să zic, așa, niște măscări, niște vorbe urâte. Ce posibil? Posibil că ce faci? De ce pleacă româncile noastre în alte țări ca să facă așa? Deci, eu nu știu cum să vă spun, nu știu, n-am cuvinte acum. Știți care e treaba? Treaba e, trebuie... Și în Sfânta Biserică, dacă intri, să nu te cuși cu bărbatul înainte. Adică să faci măscări, să faci prostii. Așa. Eu cred, eu zic că, după părerea mea, da, ziceți dumneavoastră că, da, ziceți că dacă dumneavoastră o pupați înaintea mea... Mai aveți curaj după aia să pupați? Da! Păi de ce? Păi de aia. Și ce? Dau așa cu un pic, uite așa, dau cu un pic de mână, pe Sfânta Icoană. Auziți? Nu. Nu este nici asta, nu este vina de la aia. Este de la măscări. De ce noi români am plecat în... Bună ziua, Miuțu! De ce noi români am plecat în China? Chinezii vine la noi în țară. Un rău pe care avea dinți, urechi mari, urât, așa, cred eu. Nu știu. Apare doar noaptea, apare și ziua? Păi nu știu, că dacă nu mi-a apărut... N-ați avut până acum, nici nu vi s-a părut? Nu. Doar simple desene, nu știu unde. De foarte mult timp am văzut un... de fapt sunt și în cărțile... ortodoxe, ați văzut acolo, arată răul și binele. Adică Dumnezeu și diavol. Ceva de... Există fantome? Eu cred că ar trebui să existe într-un fel, dar... Și de ce vin să ne bântuie? De ce credeți că apar ele? De ce vin la noi? Păi, depinde. Unii vin pentru ajutor, unii pentru a face rău, făcându-i rău. Sunt și fantome care fac rău, vin să facă rău. Da. De exemplu, eu nu știu dacă el mi-a făcut rău, dar poate fantoma aia mă protejează. Dau un exemplu, zicem. Există și fantome de-astea care, corect, pentru protecție și rele... Da, așa m-am gândit și eu. De cele rele cum putem să ne apărăm? Cum credeți că putem să ne apărăm? Cred că prin rugăciune. Rugăciunea Tatăl nostru sau Doamne ajută-mă. Și cu... Dacă ați vedea o fantomă, să spunem, ce ați face? Cum v-ați speriați? Cum ați... Ea spune să mă ajute. Ea spune, intră tu în mine sau eu în tine și să ne ajutăm. Ca ziua, dar noaptea, de exemplu, nu vă spăra dumneavoastră să mă duc până la magazin, așa, și să văd un Dracula de la... Păi eu pe burtă! Uite! Spuneți-mi de virusul ăsta, cum scăpăm de el până la urmă? Ce facem? Prin... Cum vă feriți de el, dumneavoastră? Eu am băut niște ceaiuri, nu, așa. Dă-te-i. Ceaiuri. Și știți care e problema? Seara, la culcare.
la culcare seara, băgați picioarele în apă fierbinte cu sare. Cu sare de aia mare. Și dacă nu trece și virusul... Să știi toată lumea. Doamne, dumneavoastră nu vă spălați. București, nu? Deci, cam asta ar fi. Ceai de tei și baie cu... Cu sare multă. Sare multă în apă fierbinte, într-un lighean. Și ne și închinăm, cum a spus noastră. Da, păi, îți faci. Așa, lasă pe icoane că ne închinăm. Eu am o icoană măricică așa și uite așa zic. Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. De trei ori. Și spuneți că îl închina și pe soțul? Da, da, ăla nu. Ăla de când l-am luat, am vreo 30 de ani de când sunt cu el. Cum vă înțelegeți cu soțul? Foarte bine. Nu, știți, noastră, în atâția ani de zile, dacă mi-a tras vreo două palme. Vreo două, pe mustățele mele. L-ați iertat dacă v-a dat palme? Păi nu, că tot în cauza mea. Ce ați făcut, domnul? Păi nu știu, el a venit unde a venit, eu am venit și eu de la sapă de unde am fost, la lume, în fine, cu ziua. Și dânsul a venit și el, supărat, tot, lucrează pe șantier. Nu e șofer, nu e asta. Da. Da. Înșelat vreodată? Înșelat? Asta nu mai știu. Nu dar eu l-am înșelat. Da, e de capul meu. Cine, domnul? E, cu tot cu ăștia curați, nu? Păi... Din sat aici? Nu se pune problema. E, de mare, așa, da, da. Oameni mai bine cu stare, așa? Sigur că da. Nu l-ați înșelat cu orice da, Doamne ferește! Dar eram și eu tinerică pe timpul ăla. Dar stați așa să vă întreb, soțul a aflat, știe că l-ați înșelat? Da, i-a spus-o. Da, ce a zis? Și de la mătușa mea, că asta e mătușa mea. Ce a zis? Da, m-ai înșelat? Nu, e un bărbat, nu vă spărați dumneavoastră, e un bărbat tare blând.